Sesiunile de mental training se desfășoară în cabinet, unul la unul. Se pot desfășura pe teren sau în sala de antrenament a sportivului. Pot fi sesiuni în care se discută cu părinții sau antrenorii sportivului, o zonă foarte importantă, în triunghiul sportiv, antrenor, părinte, de multe ori apar probleme și rezolvarea lor poate să contribuie foarte mult la dezvoltarea, la performanța sportivului. Pot fi sesiuni de video feedback sau video coaching, una dintre cele mai eficiente metode de a evolua, nu numai în sport, în momentul în care sportivul își vede activitatea, își vede exercițiile sau își vede meciurile, cu accentul pe anumite părți mentale. Sau pot fi sesiuni de realitate virtuală în care, practic, sportivul retrăiește anumite senzații pe care le are în meci, anumite trăiri, anumite emoții. Cu ajutorul nostru va putea să, fiind într-un mediu protejat, într-un mediu sigur, va reuși să treacă mult mai ușor peste ele și va reuși să învețe să le controleze.